Thank you.
Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea sufletului. Catedrala aceasta pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră în ea, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru un alt preasfințitul Părintele nostru Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, pentru un preasfințitul Părintele nostru Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, pentru un preasfințitul Părintele nostru Iachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pentru preasfințitul Părintele nostru Antonie, Episcop de Bălți, pentru preasfințitul Părintele nostru, Calinic Botoșeneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, pentru preasfințitul Părintele nostru, Emilian Crișanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru căruitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarele Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfânt Răcașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei care cu credință locuiesc între țările, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru bună întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru a lor mântuire, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să binecuvinteze lucrurile și să vârșesc la zidirea catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre împătirea poporului român, bunăsurile să fie aduse la bun în sfârșit, cu harul și cu lucrarea pe Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm.
pentru ca să fim izbăviți noi de tot necasul, mânia, primeștia și nevoia. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Binecuvântată, mărită, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Mântuiește-se cu mine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Dumnezeu, acum și pururea. Și cuvântul lui Dumnezeu.
pace Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeu ne umară. Pe preasfânta, curată, prea binecuvântată, amărită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții pomenindu-o. Thank you.
Și în vecii vechi.
stăpitul dreapta ta și unde săvârșește pe Iisus. Sfinte, Doamne! Doamne, caută din cer și vezi și cercetează lumea aceasta. Iar nu din faptele lor.
Umezeală.
între spini, iar spinii crescând cu ea, au năbușit-o. Iar alta a căzut pe pământul cel bun și crescând, a făcut rod însutit. Acestea zicând striga, cine are urechi de auzit, să audă. Și ucenicii lui îl întrebau ce înseamnă pilda aceasta. El a zis, vouă este dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, iar celorlalți în pilde, ca văzând să nu vadă și auzind să nu înțeleagă. Iar pilda aceasta înseamnă, sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Cea de lângă drum sunt cei care aud, apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva crezând să se mântuiască. Iar cea de pe piatră sunt aceia care au zis cuvântul, îl primesc cu bucurie, dar aceștia nu au rădăcină. Ei cred până la vreme, iar la vreme de încercare se leapădă. Cea căzută între spini sunt cei ce au cuvântul, dar umblând cu grijile și cu bogăția și cu plăcerile vieții, se năbușă și nu rodesc. Pământ bun sunt cei care cu inimă curată și bună aud cuvântul, îl păstrează și rodesc într-o răbdare. După ce a spus acestea, a strigat, cine are urechi de auzit, thank you.
arhiepiscopului și mitropolitul Ardealului, pentru un alt preasfințitul Părintele nostru Irineu, arhiepiscopul Craiovei și mitropolitul Arteliei, pentru un alt preasfințitul Părintele nostru Ioachim, arhiepiscopul Aromatului și Băcălăului, pentru preasfințitul Părintele Thank you.
acum și în pururea și în vecii vecilor. Amin. Iar și iar cu pace Domnului să ne Oh,
totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Pe prea fericitul părintele nostru Daniel, arhiepiscopul Bucureștilor, mitropolitul Muntenii și Domnicii, locțitorul tronului Cezarei Capadociei și patriarh României, să-L pomenească Domnul Dumnezeu în Împărăția Sa. Amin. Pe-n-al Preasfințitul Părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe-n-al Preasfințitul Părintele nostru Irineu, arhiepiscopul Craiovei și mitropolitul Olteniei, pe-n-al Preasfințitul Părintele nostru Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pe Preasfințitul Părintele nostru Antonie, episcop de Bălți, pe Preasfințitul Părintele nostru Carinic Potoșeneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, pe Preasfințitul Părintele nostru Emilian Crișanul, episcopicar al Arhiepiscopiei Aradului, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa. Pe frații noștri arhierei, preoți, ieromonahi, ierodiaconi, diaconi, monahi și monahii, și pe toți cei din cinul preoțesc și călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu să-L pomenească Domnul Dumnezeu în Împărăția Sa. Pe poporul ortodox, pe tutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe armata țării noastre, să-I pomenească Domnul Dumnezeu în Împărăția Sa. Pe fiecare după numele lor, să-I pomenească Domnul Dumnezeu în Împărăția Sa, de oameni și în vecii vecilor. Amin. Arhieria noastră, să o pomenească Domnul Dumnezeu în Împărăția Sa, totdeauna, acum și pururea, titor fondator sau înnoitor a acestui sfânt așezământ. Roma Voivodă Anastasia Doamna, Bogdan Voivodă Stara Doamna, Bogdan Voivod Olta Doamna, Elena Doamna Maria Doamna, Petru Voivodă Elena Doamna, Alexandru Voivodă Oxada Doamna, împreună cu toți erarhii Eparhiei Romanului și Bacăului, din viacura dormiți într-un Domn. Să-I pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa. Pe fericiții diaconului apomeniții, patriarhul ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron Nicodă Musilianus și Teoptist, împreună cu toți mitropoliții, arhiepiscopi, episcopi, episcopi vicar sau arhierei vicar, ai mitropoliei Moldove și Bucovine din viacuri adormiți într-un Domnul, să-I pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa. Și eroi și luptătorii români, din toate timpurile și din toate locurile, jertfiți pe câmpurile de luptă, în lagre, în închisoare de portări, pentru apărarea țării, a credinței strămoșești, pentru libertatea, demnitatea și integritatea neamului românesc, să-I pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăție Sa. De cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, fraților, pe cei dintr-o rodenie cu noi, pe toți cei mormântați în cimitirile orașului nostru și pretutindeni,
cei care se pomenesc prin sfânt în locașul acesta, părinți și frații ai noștri trecătorii trecuți în odihna ta cea veșnică, să-i pomenească Domnul Dumnezeu și Împărăția. Sufletul și a trupurilor noastre de la Domnul să cerem.
Oh,
său jertfelnic, într-un miros de până mireasma duhovnicească, să ne trimite nouă dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh să ne rugăm.
Cineva.
În parabolă, Mântuitorul Hristos spune ca să căzu sămânța pe cărare, pe un pământ bătătorit, pe un drum. Și îndată au venit păsările cerului și au mâncat-o. Pentru că oricine știe că pe drumul sămânța nu înfolsește. Altă sămânță a căzut pe un loc pietros, pe o piatră. Și acolo a găsit puțin pământ, a îmbolțit repede și apoi s-a și uscat, tot așa de repede. Și a treia sămânță a căzut pe un pământ bun. A căzut pe un pământ plin de mărăcini mai întâi. Acolo a germinat și apoi mărăcinii au copleșit-o și s-au uscat. Și ultima sămânță a căzut pe un pământ roditor, a împălțit, a crescut și a dat roată însușită. Evident că Mântuitorul Hristos a lăsat posibilitatea ucenicilor să-L întrebe referitor la această parabolă, ca El însuși să explice toată această învățătură legată de mântuirea oamenilor. Domnul le-a spus că lor este dată să cunoască tainele Împărăției Lui Dumnezeu, iar oamenilor nu. Și apoi a stâlcuit parabola, spunând mai întâi că sămânța căzută pe cărare sunt acei oameni care aud cuvântul lui Dumnezeu, dar de îndată se încin față de acest cuvânt și vine diavolul și ia cuvântul din inima lor. Sămânța căzută pe un loc pietros sunt acei oameni care aud cuvântul lui Dumnezeu și odrăslesc. Dar în vremuri de încercări și de greutăți se leapă și se usucă cuvântul în inima lor. Cea căzută între sfinți sunt acei oameni care aud cuvântul lui Dumnezeu, îl fac să odrăslească, să germineze și să crească în sufletele lor, dar datorită grijilor vieții, cuvântul este sufocat și nu mai poate să rodească. Numai acei oameni care primesc cuvântul lui Dumnezeu și sunt precum pământul cel roditor, aceia, într-adevăr, fac roadă bogată. Din această parabolă am fi tentat să cunoaștem și să credem că Mântuitorul Hristos vorbește numai despre un aspect moral, despre viața omului, despre felul cum trebuie să se comporte în viață și să-și agonisească cuvântul lui Dumnezeu, să-L primească și să îl desăvârșească. Însă, în interiorul acestui cuvânt al Mântuitorului Hristos, vedem foarte multă învățătură teologică adâncă. În primul rând, Sfântul Evanghelist Luca ne spune că semănătorul a ieșit. Nu a venit, nici nu și-a programat să vină, ci a ieșit. Iar cuvântul a ieșit în Sfânta Evanghelie, îl arată pe însuși Fiul lui Dumnezeu care a ieșit la Tatăl. El este acela care vine în lume, pentru că toate prin El s-au făcut și fără de El nimic nu s-a făcut. Este însă și actul creator al lui Dumnezeu, cel care este din veșnicia Lui. Deci Dumnezeu iese din veșnicia Lui și seamănă în lume rațiunile tuturor lucrurilor.
Pentru că sămânța, așa cum spune Mântuitorul Hristos, este cuvântul, iar cuvântul este rațiunea întregii creații. Deci Dumnezeu, Cel care este rațiunea și înțelepciunea Tatălui, El este acela care seamănă și imprimă în toată creația asta o adâncime cuvântătoare, ca toată creația să poată vorbi despre slava lui Dumnezeu și să vestească că El. Tocmai de aceea creația este statornicită în existența ei, pentru că poartă în ea rațiunea lui Dumnezeu. Rațiunea este tocmai ceea ce face ca lucrul făcut de Dumnezeu să dăinuiască în veșnicie. Atât prin faptul existenței sale, cât și prin felul de comportare a creației lui Dumnezeu, că se întoarce întotdeauna la Tatăl Cel Ceresc. Deci creația se îndreaptă spre Dumnezeu, pentru care rațiunea lui Dumnezeu, care este felul lui de existență, ea nu se risipește și nici nu migrează la altceva. Nu este vorba despre o trecere dintr-o specie în alta. Nu este vorba despre o evoluție dintr-o specie în alta. Ci toate rămân așa cum Dumnezeu le-a făcut, pentru că, pe de o parte, cuvântul Său este viață și viața rămâne veșnică în creația Sa, iar, pe de altă parte, creația rămâne în Dumnezeu, pentru că este permanentă în grija și pronia lui Dumnezeu. Însă, cum vedem în Sfântul Evanghelist Luca, când prezintă pilda semănătorului, el are în vedere că creația lui Dumnezeu, deși este rațională, ea însăși vorbește despre Dumnezeu. Și mai mult, însuși Dumnezeu activează permanent în creația Sa puterea cuvântătoare a creației. Nu o lasă niciodată să diminueze, în așa fel încât, chiar dacă El vine să semene rațiunea în firea noastră, tot El este acela care o face să crească și să devină răsunătoare. Moise pe muntele Sinai, când urca să primească tablele legii, ne spune Sfânta Scriptură, auzea cu fiecare înălțime la care se ridica trâmbițele, sunetele creației lui Dumnezeu. Pentru că El, într-o stare duhovnicească și printr-o curățire sufletească, ajunsese ca să descifreze și să audă această înțelepciune a lui Dumnezeu din creație. Și cu cât mergea mai sus, cu atât El descoperea taina lui Dumnezeu în făpturi. Așa cum părinții noștri ne îndeamnă cu Sfântul Grigore de Nisa, cel care a comentat viața lui Moise, și alți părinți ne îndeamnă ca să cugetăm la cuvântul lui Dumnezeu din creație. Bineînțeles că Sfântul Evanghelist Luca a avut în vedere și cel de-al doilea aspect moral, că omul participă la această creație sau vine în contact cu creația, căci nu poate să rămână în afara ei. Cel care este indiferent, că este ca drumul bătătorit, ca piatra sau ca părăcinii, sau ca pământul împrășugat, oricare ar fi din aceștia, nu poate să rămână în afara lui Dumnezeu.
căci Dumnezeu se adresează tuturor. Depinde de data aceasta cum ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu. E bine, depinde de voința noastră de a fi cu adevărat pregătiți ca să primim Cuvântul lui Dumnezeu. Este un fel de a fi lăsat de Dumnezeu ca noi să îl dezvoltăm în viața noastră, ceea ce se numește desăvârșire. Ni s-a dat de la bun început această capacitate de a primi Cuvântul. Nici nu rămânem absolut indiferenți de Cuvânt. Chiar și cel care este ca o cărare, ca un drum. Și acela ascultă Cuvântul. Însă atât de mult și-a obturat gândirea și starea sufletească, încât Cuvântul trece pe lângă el. Dar trebuie să mai înțelegem și aspectul acesta. Sfântul Evanghelist Luca prezintă cele spuse de Mântuitorul Hristos, cum că cel cu inima bătătorită ca drumul pierde Cuvântul lui Dumnezeu și acest cuvânt îl ia păsările. Și în comentariul Mântuitorul Hristos vin duhurile necurate. Ceea ce înseamnă că și diavolii trăiesc tot prin Cuvântul lui Dumnezeu. Nu există existență, deci așadar, fără ca să fie lipsită de puterea lui Dumnezeu. Că și cei din iad trăiesc pentru că Dumnezeu face ca să trăiască. Prin urmare, creația lui Dumnezeu nu se risipește niciodată. Dar existența celui care este cu adevărat domnitor este o existență fericită. O existență binecuvântată pentru că, pe de o parte, se străduiește ca să primească Cuvântul, iar pe de altă parte, ajută Cuvântul ca să rodească în sufletul său. Și, în ce din urmă, viața lui este fericită pentru că ajunge într-adevăr să facă o legătură ființială cu Cuvântul lui Dumnezeu. În așa fel încât în omul duhovnicesc, Cuvântul lui Dumnezeu este în toată ființa sa, în toată existența sa. Numai cel care nu primește Cuvântul lui Dumnezeu, acela trăiește o viață de chin, o viață care nu mai are nimic din lumina creației lui Dumnezeu, ci numai creația, puterea lui Dumnezeu, menține în existență, în așa fel încât să nu se prăbușească din neființa din care a fost luată. Însuși, Satana este în această stare. Nu se poate prăbuși dincolo de existența lui Dumnezeu, fapt pentru care chinul său și al celor păcătoși este insuportabil, însă cu neputință de ridicat odată printr-o altă, printr-o dispariție. Așadar, Cuvântul lui Dumnezeu întreține creația și face întotdeauna lucruri minunate, pentru că numai Cuvântul lui Dumnezeu este roditor. Este cuvânt zilitor, este cuvânt care lucrează, care transformă. Vedem că Mântuitorul Iisus Hristos, deși vorbește ca fiind semănător, iar în Sfânta Evanghelie, pe parcursul acestei prezentări a Sfântului Luca, rămân două elemente importante, cuvântul și omul. Mântuitorul Hristos se ascunde în identitatea sa, ca apoi să spună că vouă este dat să cunoașteți tainele lui Dumnezeu, adică Sfinții Apostoli fiind chemați de Mântuitorul Hristos, prin însăși această chemare,
Ei s-au arătat vrednici să fie apostoli ai Domnului și în același timp vrednici să primească descoperirea lui Dumnezeu, cum îl vedem pe Sfântul Apostol Petru atunci când spune: Tu ești Hristos, Dumnezeu cel viu. Iar Domnul i-a răspuns: Fericit ești, Petre, că Tatăl cel Ceresc s-a descoperit ție aceasta. Când privește lumea, ea nu poate să cunoască decât prin Sfinții Apostoli. Este o legătură pe care Mântuitorul Hristos o lasă bisericii. Așa cum ne spune, dată mi s-a dat puterea în cer și pe pământ. Și apoi a suflat asupra lor și a zis: Luați Duh Sfânt și mergeți în lume. Deci, iată răspunsul la aceste cuvintele Mântuitorului Hristos, care poate să ne încurce în înțelegerea noastră. Pe de-o parte, Sfinții Apostoli sunt chemați ca să cunoască tainele Părăției lui Dumnezeu, nu ca niște inițiați aparte, ci ca aceia care se vestească Cuvântul lui Dumnezeu, ca mesagerii Cuvântului Dumnezeu, ca cei chemați care se ducă Evanghelia de pe neamurile, iar cei care încă n-au văzut, acela li se vor deschide ochii prin Cuvântul Sfinților Apostoli. Așa fel încât Mântuitorul Iisus Hristos să vorbească lumii prin cuvintele sale, cuvinte care să rămână în bogăția Bisericii, pe care Sfinții Apostoli să o împărtășească credincioșilor și aceștia să primească Cuvântul, să li se deschidă ochii și să învețe din cuvintele Mântuitorului Hristos tainele Părăției Cerului. În felul acesta înțelegem cele spuse de Domnul, care nu diferențiază și nu separă pe credincioși de Sfinții Apostoli și nici nu îi îndepărtează de la cunoașterea adevărului de credință a Domnului Mântuitor. Așadar, să privim în final la cele spuse în Mântuitorul Hristos, cei care au murit de auzit să audă. Evident că auzul este pentru noi simțul foarte important din viața noastră. Vederea de asemenea. De aceea Mântuitorul Hristos, când spune despre auz și despre vedere, El se arată pe de o parte față de noi, cu grijă, dar în același timp ne indică locul înspre ce trebuie să privim și să auzim Cuvântul Său. Ca noi, auzind Cuvântul Său, să-L primim în sufletul nostru și să fim așa precum este Maica Domnului. Cea care a primit Cuvântul în sufletul ei și l-a păstrat întotdeauna. L-a păstrat ca de acolo Cuvântul să crească și să rodească în interiorul nostru. Ca împreună cu rațiunea pe care o avem de la creație, să împletim și Cuvântul din Sfânta Scriptură. De aceea e necesar să citim din Sfânta Scriptură permanent și să ascultăm Sfânta Evanghelie, ca să activăm permanent Cuvântul din interiorul nostru. Rațiunea dumnezeiască din interiorul nostru și să o facem ca ea să se lumineze și să se desăvârșească în viața noastră. Tocmai pentru aceea, rugăciunea este atât de importantă, pentru că face ca totdeauna Cuvântul lui Dumnezeu să se coboare în interiorul nostru și să rodească rodul însuțite și înmiite. Tocmai pentru aceea, Mântuitorul Iisus ne îndeamnă să primechem și să ne rugăm, atât ca să scăpăm de ispită, cât și să fructificăm această bunătate a Lui Dumnezeu în viața noastră,
ca prin cuvântul Său noi să ne apropiem de cuvântul persoanei de Mântuitorul Iisus Hristos. Să scopim întotdeauna de la cuvintele Scripturii și ne întoarcem și ne îndreptăm de această linie, de această rază la soarele dreptății care este însuși Mântuitorul Hristos. Deci Sfinții au fost întotdeauna doritori de Cuvântul lui Dumnezeu și prin Cuvântul lui Dumnezeu cu care s-au împărtășit, au ajuns să se comunice, să se împărtășească în iubire de Cuvântul vieții pe ajutorul Hristos. După ce vestește Evanghelia Sa, El ne primește ca pe fecioarele înțelepte să intrăm în cămara dumnezeiască a împărtășirii sale, a comunii sale și a iubirii sale. Așa au fost Sfinții, a fost Sfânta Parascheva, care mâine o observa și care are și hramul, ocrotirea acestei Sfinte Catedrale. Deci Sfinții au primit Cuvântul lui Dumnezeu, l-au făcut să lumească în interiorul lor și au ajuns în Împărăția Cerurilor. Cum vedeți, această parabolă a Domnului nostru Iisus Hristos este însăși istoria lumii. Domnul este în istoria lumii. Și cu fiecare generație și cu fiecare om în parte, El călătorește, se află prezent în istoria lumii, ca mai apoi să fie Cel care primește totul în toate. Cel care cuprinde creația întreagă și o prezintă Tatăl Ceresc, pentru că creația numai în El își are existența și tăinuirea. Facă dar Bunul Dumnezeu ca noi să fim întotdeauna irigați de puterea lui Dumnezeu și să crește Cuvântul Său în sufletul nostru, precum sămânța cea bună căzută de un pământ de Domnul. Amin. Frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă. Thank you.
împărtășim? Hai! Yeah.
noastră, la ție. Sfinților, slăbiților și întru tot lăudaților apostoli, care prea cuvioase Maicii noastre, Parascheva, ofertoarea acestui Sfânt Lăcaș, rugăciunile Sfântului Ioan Brădeaur, Arhiepiscopul Constantinopul, cu liturghia săvârșit, cu ale Sfinților, Grecilor, Dumnezeici, Părinții, Arhiepiscopul și cu ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, cum bun și de oameni și toți. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. În al preasfințiile voastre, preasfințiile voastre, preacucernici părinți, frați întru Hristos, preacuvioși părinți, preacuvioase maici, iubiți credincioși și credincioase. Pentru centrul eparhial de la Roman, astăzi este o zi însemnată, pentru faptul că se adaugă în mod solemn încă o pagină de istorie, în cronica frumoasă a acestei de Dumnezeu păzite eparhii, care, de mai bine de 600 de ani în acest loc, își duce misiunea pe care i-a încredințat-o Hristos în această lume și aceea de a conduce credincioșii pe calea mântuirii. Amintiți-vă că, acum 10 ani, când Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a fost prezent în eparhia noastră, aici la Roman, într-o unitate de suflet, de cuget și de gând, s-a pecetluit ridicarea în rang a acestei de Dumnezeu păzite eparhii și la acea dată, Preafericitul Părinte Patriarh a venit aici la Roma și a semnat gramata patriarhală pentru ca această de Dumnezeu păzită eparhie istorică din centrul Moldovei, mai exact din țara de jos a Moldovei, întrucât Moldova pe vremea respectivă, când s-a întemeiat acest scaun eparhial, era ceva mai mare din punct de vedere geopolitic. Dar atunci Biserica a fost și a unit de-a lungul veacurilor pe toți credincioșii, indiferent de oscilațiile vremii și ale istoriei. Pentru faptul că suntem la 10 ani, de când s-a proclamat solemn Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, e bine, noi nu am lăsat să treacă neuitată această dată, de aceea astăzi, în 13 octombrie, în preajma hramului acestei de Dumnezeu păzite catedrale, închinate cu gloase Parascheva, am gândit ca anul acesta să consemnăm acest eveniment într-un totul unic pentru eparhia noastră, și pentru aceasta am întocmit un Hristos, care îl prezentăm aici, semnat de către noi și de invitații noștri, scump nouă sufletului, mitropoliții care îi aveți de față și episcopii care au binevoit să întregească sărbătoarea de astăzi. De aceea dăm citire acestui Hristos, după aceea vom aduce mulțumire lui Dumnezeu pentru darurile care le-a revărsat asupra noastră de-a lungul acestei perioade de timp. Este vorba de 10 ani de activitate, de lucrare intensivă și sinergică cu preoții și credincioșii noștri și vă îndemnăm, părintește, ca să fiecare în sufletul său, în intimitatea inimii sale, să se roage pentru noi ca Dumnezeu să ne dea posibilitate ca să continuăm lucrarea Bisericii aici,
în centrul Moldovei, în acest context zbuciumat al istoriei pe care îl trăim. Așa să ne ajute Dumnezeu. Însemnare. La împlinirea a 10 ani de la ridicarea la rangul de arhiepiscopie a eparhiei Romanului și Bacăului. Din milostivirea Preasfintei Treimi, anul acesta se împlinesc 10 ani de când eparhia Romanului a fost ridicată la rangul de arhiepiscopie. Urmarea demersurilor noastre, în ședința din 10 iulie 2009, ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române au votat în unanimitate acest deziderat istoric, iar prin tomosul patriarhal, emis de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, s-a pecetuit actul de renaștere a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. În sobor de ierarh, alături având clerul și cinul monahal, înconjurați de mulțime de popor drept slăvitor, s-a făcut proclamarea oficială în ziua de 13 septembrie 2009 și s-a scris astfel o nouă filă în cronica de aur a străvechiului tron vlădicesc din cetatea Mușatină a Țării de Jos, unde, de mai bine de 600 de ani, mari personalități ale vieții ecleziastice românești au fost făclierii care au iluminat conștiința neamului și au lăsat lucrări minunate ce structurează cultura, spiritualitatea și civilizația autentic ortodoxe ale unui neam românesc care a primit cuvântul Evangheliei lui Hristos de la Sfântul Apostol Andrei și a trecut prin veacuri, urcând pe Golgota propriei jertfe până la înviere. În dicticele ierarhilor care au păstorit de-a lungul veacurilor în scaunul vlădicesc de la Roman, sunt un nume de rezonanță pentru întreaga istoriografie a poporului român, cum și pentru Ortodoxia Universală. Între acestea, amintim pe episcopul Macarie I, care la anul 1550 titorea alături de Petru Rareș Catedrala Episcopală Sfânta Cuvioasă Parascheva și scria primele pagini ale Cronicii Moldovei. Pe dosoftei, care, inspirat de prezența unei părticere din moaștele Sfintei Parascheva, la care se închina cu tot soborul, a scris psaltirea în versuri. Pe Atanasie Crinca și Veniamin Costa, pe Marele Melchisedec Ștefănescu, părintele autocefaliei și membru al Academiei Române, dar mai ales pe cei patru ierarhi care au păstorit aici, dosoftei, Teodosie de la Braz, Ioan de la Râșca și Secu și Pahomie de la Gledin, și care au fost canonizați de Sfântul Sinod, fiind pomeniți în calendarul bisericii noastre, alături de ceilalți sfinți români pe care i-a rodit grădina Maicii Domnului. Prin pronia lui Dumnezeu, din septembrie 2009, urmând înaintașilor noștri în slujirea arhierească, am inițiat și împlinit noi proiecte care să conserve și să îmbogățească patrimoniul eclesial de la centrul eparhial roman, precum și din întreg spațiul administrativ canonic al arhiepiscopiei noastre. Astfel, au fost înălțate sfinte lăcașuri noi, s-au întemeiat mănăstiri și schituri, s-au pus temelii spre sfântă zidire, s-au ridicat așezăminte pentru bătrâni și s-a amenajat școală pentru copii, în toate, dorind a ne face mărturisitori ai dreptei credințe și păstrători ai valorilor spirituale și tradiționale ale neamului românesc. Totodată, în ansamblul eclesial al Catedralei Sfânta Cuvioasă Parascheva Roman, continuând lucrarea gospodărească a vrednicilor noștri predecesori, am deschis atelierul de croitorie Cămașa lui Hristos, brutăria Betlehem Casa Pâinii, depozitul de colportaj Sfântul Dionisie Exigul și am reamenajat și redeschis atelierul de lumânări Sfânta Mucenică Fotinii, resfințită în seara zilei de 12 octombrie 2019. La momentul actual se derulează un proiect deosebit de reabilitare a reședinței arhiepiscopale și de asemenea se fac eforturi deosebite pentru restaurarea și redeschiderea așezământului spitalicesc precestat din Roman. În panoplia ereditară a obiectivelor care întregesc ansamblul arhitectural al centrului eparhial roman, se înscrie și lucrarea de zidire a unui nou sediu administrativ-cultural. Acesta s-a ridicat între anii 2016-2019
ci este pus sub patronajul spiritual al Sfântului Ierarh Dosoftei, episcop al Romanului, între anii 1660 și 1671. Aici vor putea fi organizate întâlniri cu preoții, cateheze cu tinerii, conferințe culturale, precum și alte evenimente cultural-religioase. Pentru realizarea acestui obiectiv au fost concentrate eforturile materiale și financiare proprii, la care s-au adăugat sprijinul financiar venit de la Consiliul Județean Neamț, sub președinția domnului Ionel Arsene, precum și cel de la Secretariatul de Stat pentru Culte București, în perioada mandatului domnului ministru secretar de stat, Victor Opaschi. Având aprăznuit la Roma, în ziua de 13 octombrie, anul Mântuirii 2019, în duminica 21-a după Rusalii, pe cea aleasă între sfinți și mult cinstită de poporul român, binecredincios de pretutinde, Sfânta Cuvioasă Parascheva, și amintind de împlinirea celor 10 ani de binecuvântată lucrare și slujire, în dimineața zilei, noi Ioachim, în mila lui Dumnezeu, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, am sfințit acest spațiu administrativ-cultural împreună cu distinșii noștri invitați, înalt preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, înalt preasfințitul Părintele Irineu, Mitropolitul Olteniei, preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul Episcopiei de Bălți, preasfințitul Emilian Crișanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Aradului, preasfințitul Părintele nostru, Calinic Botoșeneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Din soborul preoților au făcut parte preacuviosul Arhimandrit Pimen Costea, vicar administrativ, căruia i s-a încredințat coordonarea lucrărilor acestui așezământ, părinții consilieri și inspectori eparhiali, protopopi, preoți și diaconi. Iar la eveniment au participat autorități locale, județene și centrale, cu mulțime de popor din cuprinsul întregii eparhii. Binecuvintează, Doamne, clerul, cinul monahal și pe credincioșii arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, precum și pe ziditorii, lucrătorii și ostenitorii așezământului cultural administrativ Sfântul Ierarh Dosoftei. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit și noi întru Tine. Semnează în anii erau prezenți la acest moment eveniment organizat cu prilejul împlinirea 10 ani de la ridicarea în rangul de arhiepiscopie a eparhiei Romanului și Bacăului.
să ne rugăm. Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pentru preasfințitul Părintele nostru Antonie, Episcopul de Bărți, pentru preasfințitul Părintele nostru Calinic Botoșăneanul, Episcopicar al Arhiepiscopiei Iașilor, și pentru preasfințitul Părintele nostru Emilian Crișanul, Episcopicar al Arhiepiscopiei Aradului, pentru cinstita preoțime și ceantru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Noastră de acum, a nevrednicilor robilor săi și cu durare să ne miluiască pe noi, Domnului, să ne rugăm. Pentru ca să nu se întoarcă de la mulțumirea noastră a nevrednicilor robilor săi, pe care o aducem cu inimă smerită pentru facerile de bine ce le-am primit de la dânsul, ci ca ca o tămâie cu bun miros și ca o ardere de tot bine primită să fie Lui, Domnului, să ne rugăm. Și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede
că ce zice se va face, orice va zice El se va face. De aceea vă spun vouă, toate câte cereți când vă rugați, să credeți că le veți lua și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Iar dacă voi nu veți ierta, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre. A cărei milă este nemăsurată și milă de oameni adânc neajunsă. La ta slavă căzând cu frică și cu cutremur, ca niște rău netrebnici cu umilință aducem acum mulțumire bunătății tale, pentru binefacerile ce au fost asupra robilor tăi, asupra nalbea Sfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, asupra clerului, monahilor, monahilor și drept măritorilor creștini din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului. Și ca pe Domnul Stăpânul și Binefăcătorul, te slăvim, îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși că înaintea ta mulțumim, rugând cu umilință nemăsurată și nespusă ta milostivire. Ca precum ai binevoit a primi acum rugăciunile robilor tăi și cu milostivire i-ai învrednicit, ali se împlini cererile, așa și de acum înainte învredniciște-i, ați pornit într-o dreapta credință, în dragostea cea către tine și cea către aproapele și într-o toate faptele cele bune. Și a dobândi ale tale binefaceri împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește-i de toată reaua întâmplare, dăruindu-le pace și liniște. Și ne vrednicește pe toți, totdeauna mulțumire aduce. Cele prea bune a grăiei și a cântat ție celui fără de început al tău Părinte, și prea sfântului și bunului de viață făcătorului tău Duh, Dumnezeului celui slăvit într-o ființă. Slavă ție Dumnezeului nostru, Dătătorului nostru de bine, în vecii vecilor. Amin. Slavă ție Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție. Iar din morți, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile prea curate Maicii sale, ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinte Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, ocrotitoare acestei Sfinte Catedrale, ale Sfântului Apostol Andrei și ale Sfântului Mucenic Carp și a celor de împreună cu dânsi și a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Treilor Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Fericii sale, prea fericitului Părinte Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Montenie și Dobrogei, Plopsitorul Cezarei ca Patriadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, dă-i, Doamne, sănătate, zile îndelungate, mântuire și bună sporire dreapta, propovăduirea cuvântului adevărului Tău. Și într-o conducere a urmei cele cuvântătoare pe calea mântuirii și îl păzește cu mulți ani. Mulți ani trăiască! Pe stăpânul și în
pe Teofan, arhiepiscop uriașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, în alt preasfinției sale, în alt preasfințitului Părinte Laurențiu, arhiepiscopul Sibiului și mitropolitul Ardealului, în alt preasfinției sale, în alt preasfințitului Părinte Irineu, arhiepiscopul Craiovei și mitropolitul Olteniei, în alt preasfinției sale, în alt preasfințitului Părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Mavreului, preasfinției sale, preasfințitului Părinte Antonie, episcopul de Bărți, preasfinției sale, preasfințitului Părinte Calinic Bătoșănean, episcopicar al arhiepiscopiei Iașilor, și preasfinției sale, preasfințitului Părinte Emilian Crișan, episcopicar al arhiepiscopiei Aradului. Dă-ne, Doamne, sănătate, zile îndelungate, bunăstorire, în dreapta propovăduirea cuvântului Tău și într-o conducerea turmei celei cuvântătoare pe calea mântuirii și îi păzește într-o mulțare. Mulți ani trăiască! Iată astăzi, probabil că s-a gândit mulțumit fiind de activitățile noastre de la Roma, ne-a trimis un mesaj pe care rog pe preasfințitul Emilian. Preasfințitul Emilian, eram să zic timișorean, dar am zis Crișanu. Deci preasfințitul va da citire acestui mesaj a preasfințitului Părintei Patria. Vă rugăm, vă mulțumim. La 10 ani de
de când Eparhia Romanului și Bacăului a fost ridicată la rang de arhiepiscopie, la această sărbătoare, prea fericitul părinte Patriar Daniel a transmis un mesaj către înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Ioachim, către credincioși și către clerul, monahii și monahii din această eparhie, un mesaj intitulat 10 ani de rodiri într-o binecuvântată slujire. Străvechea episcopie a Romanului a păstrat neștirpită moștenirea spirituală pe care vrednicii ei erarhi au plămădit-o și apoi au cultivat-o în inimile fiilor și fiicelor dumnezeiești de-a lungul a 6 veacuri de existență. Șirul neîntrerupt al ierarhilor este mărturia neîndoielnică a continuității ființării Ortodoxiei în acest ținut moldav și a existenței unei vieți culturale și religioase active. În zilele de 18 și 19 iunie 2009, la propunerea noastră, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a luat o hotărâre istorică. După peste 600 de ani de existență a Episcopiei Romanului, și anume ridicarea acesteia la rangul de arhiepiscopie. Titulatura inițială Arhiepiscopia Romanului a fost completată la propunerea noastră cu adăugarea numelui municipiului Bacău, rezultând titulatura actuală Arhiepiscopia Romanului și Bacăului. În ziua de 13 septembrie 2009 la Roman am proclamat oficial ridicarea acestei eparhii la rang de arhiepiscopie, în prezența multor erarhi, clerici, monași și credincioși mireni, dar și în prezența autorităților locale și reprezentanților multor instituții culturale și sociale. A fost o zi mare și sfântă, solemnă și demnă, un act de dreptate și de vrednicie pentru o venerabilă episcopie cu o existență istorică de peste 6 secole. Anul acesta, la 13 septembrie 2019, s-au împlinit 10 ani de la evenimentul proclamării noului rang al Eparhiei Moldave, timp în care activitățile arhiepiscopiei s-au intensificat și multiplicat. Din rapoartele anuale pe care Centrul Eparhial de la Roma le-a transmis Cancelarei Sfântului Sinod în acest ultim deceniu, cunoaștem activitățile multiple ale întâi stătătorului acestei eparhii și a colaboratorilor săi. Aceste activități pot fi exemplificate astfel. Numărul mare de biserici construite, așezăminte sociale caritabile și cultural-catehetice inaugurate, serviciile social-medicale oferite diferitelor categorii de vârstă prin intermediul ONG-urilor eparhiale, editarea numeroase cărți și reviste religioase, grija față de tineri prin inițierea de programe de prevenție a abandonului școlar și de încurajare a excelenței în învățământ. Efortul depus pentru realizarea lucrărilor de restaurare a multor locașuri de cult și continuarea înălțării bisericilor mari din orașele eparhiei, promovarea spiritualității monahale și a pelerinajelor în eparhie și în afara acesteia, precum și alte activități pastorale și sociale. Toate aceste realizări sunt, mai ales, rodul străduinței înalt preasfințitului părinte arhiepiscop Ioachim, de a transmite în forme concrete cuvântul Evangheliei într-o societate din ce în ce mai desacralizată. Astfel, se constată că cinstea acordată acestei eparhii în anul 2009, prin ridicarea ei la rangul de arhiepiscopie, a constituit un imbold pentru mai multă slujire a Bisericii Ortodoxe Române și a poporului român. Apreciem totodată și faptul că astăzi, 13 octombrie 2019, în ajunul Marii Sărbători închinată preacvioasei Maicii noastre Parascheva, ocrotitoarea Catedralei Arhiepiscopale și Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, sunt organizate activități multiple, prin care se evidențiază rodirile binecuvântate ale Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului din ultimul deceniu. Pentru toate aceste osteneli și împliniri, felicităm în mod deosebit pe înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Ioachim al Romanului și Bacăului, pe toți clericii, viețuitorii mănăstirilor și credincioșii acestei arhiepiscopii, dar și pe toți cei prezenți la acest eveniment aniversar. Ne rugăm prea milostivului Dumnezeu
să le dăruiască tuturor sănătate și mântuire, pace și bucurie, precum și mult ajutor în toată fapta cea bună, într-o mulți și fericiți ani. Cu prețuire și părintească binecuvântare, Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Presențiile voastre, începând cu anul centenarului, dar și puțin înainte de aceasta, 2018, obișnuim acolo unde mergem să lăsăm câte o candelă, în mod special acolo unde slujim pentru prima dată. Așa am procedat la Caranțeli, la Deva, la Severin, la Cuși, și vrem la fel să procedăm și aici, să lăsăm o candă din Basarabia, cu rugăduția, să aveți grijă aici, cu părinții slujitori, să ardă pentru unitatea neamului românesc. Să știți că asta s-a fost inspirat în adresia voastră, m-am uitat să reprezentat în toate provinciile, aproape toate provinciile românești, și ați avut grijă de Basarabia. Vă rog în continuare să nu încetați, vă rog, pentru acest pământ străinat. Știm noi de cine, știm noi de când, de unde ce în curba frisețios de teritorii străine și să ne rugăm cu toții și dumneavoastră, toți vă rog, să ne rugăm pentru ca bunul Dumnezeu să rânduiască un alt an al centenarului, un alt an al unității neamului românesc. Vă mulțumim! Lumina lui Hristos luminează tuturor. Vă mulțumim, preasfinția voastră, că ne aduceți această lumină din lumina lui Hristos și sperăm ca vânturile și necazurile să nu o stingă. De aceea vă punem pe altar în Sfânta Sfintelor și sperăm ca cei care îngrijesc de această biserică și dau viabilitatea acestei frumoase catedrale să o țină veșnic aprinsă până ce vom preda-o lui Hristos, când ne vom întâlni cu El față către față de la Cedetul Divin. Rugăm pe înaltea Sfințitul Mitropolit la Urăințiu să facă concluzia acestei frumoase zile și noi îi mulțumim din suflet pentru faptul că a luat profia acestui sărbători de astăzi și vă mulțumim în apreasunția voastră, care dincolo de a fi un mărturisitor al credinței și al tradiției ortodoxe din Ardeal, sunteți un pioner a geografiei românești. Deci, în apreasfințitul Mitropolit Laurențiu, poate pentru cei care nu știu, este președintele Comisiei Speciale în Sinodul Românesc, o comisie care se preocupă de canonizarea Sfinților Români. Vă mulțumim că, în drum ca pelerin spre ea, ați oprit aici la noi să poposiți pentru această sărbătoare și vă mulțumim și rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă dărească pace și liniște și multe împliniri și de fiecare dată, nu-i așa, când treceți prin Moldova, vă opriți aici pentru un popas, pentru a vă recupera și o sufletește și pentru a vă revigora în catedrala aceasta, unde dăinezi Duhul înaintașilor, atâția mitropoliți, pelerini, sfinți care au venit și s-au închinat aici, pentru faptul că această catedrală amintește de un pomenic întreg, un dictice întreg de personalități care au marcat viața bisericii noastre de-a lungul istoriei. 600 de ani de istorie neîntreruptă, deci iată că este un angajament al nostru în fața conștiinței preoților și credincioșilor noștri și în fața istoriei care este așa de frumoasă, mai ales pentru această eparhie. Vă mulțumim!
N-a prea simțite Părinte Mitropolit, n-a prea simțite Părinte Arhiepiscop, prea simțire voastre, prea cruceanici, prea cuvioși, părinți, curioase, maici, iubiți credincioși. Am simțit acum câteva momente un fior, în momentul în care din Basarabia s-a dus o candelă aprinsă sau reaprinsă aici pentru datoria pe care avem noi față de poporul român de pretutindeni. În această notă de mulțumire, e o notă euharistică, vreau să aduc și eu prețuirea unei alte provincii care, de fapt, de 100 de ani face parte integrantă din trupul țării noastre, și anume Ardealul. Suntem vecini, chiar dacă facem câteva ore, 5, 6, 7 ore din Ardeal până aici, totuși, ca vecini, suntem atât de apropiați și atât de responsabili și suntem chiar mândri de fiecare dată când trecem pe aici, când venim aici, când slujim împreună și mai ales când vedem Mitropolia Moldovei și Bucovinei înflorește și toate eparhiile Mitropoliei. Eu îi mulțumesc Înalt Preasfințitului pentru solicitarea de a veni și a sluji aici, pentru că eram în drum spre Iași și trebuia să slujim acolo. Dar vom merge mâine. Evenimentul pe care l-am observat noi acum, sau momentul pe care noi l-am comemorat, este de fapt o reamintire, deci un act memorial. Și când sărbătorim, când facem noi un act de acesta memorial, nu facem altceva decât încercăm pentru o clipă ca să aducem în prezent trecutul. Dar nu numai trecutul acelor 10 ani, ci trecutul istoric al acestei eparhii, pentru că s-a apreciat în Sfântul Sinod. Este una dintre cele mai vechi eparhii din Biserica Ortodoxă Română, care a rămas la nivelul de episcopie. Și iată, cinstea aceasta a fi prima între episcopiile Mitropoliei, arhiepiscopie, a fost atât de benefică și cuvântul Preafericitului Părinte Patriar va exprima toate lucrurile acestea. Pentru că am putea să spunem multe lucruri, dar nu le putem cuprinde pe toate. Pentru că nu este acum timpul să facem o evaluare a tuturor activităților și a evenimentelor neamului nostru și a bisericii noastre de aici, doar atât să primiți din partea noastră dragostea, prețuirea și mulțumirea. În mod special, mulțumirea tuturor erarhilor din Moldova, pentru că foarte, foarte multe persoane din Moldova sunt în Transilvania și mai ales maici și călugări. Și noi avem destule. Avem destule, nu destule, încă mai putem primi. Dar este o legătură strânsă. Dacă unii dintre preoții care funcționează acum, probabil că i-au și ieșit la pensie, au făcut școală la Sibiu, pentru că erau două facultăți de teologie în țară, una la București și una la Sibiu. Și foarte mulți treceau munții decât să meargă până jos la centru. Aș fost mai aproape de Sibiu. Am avut mulți studenți, multe generații de studenți de aici, care ne-au făcut cinste și le fac cinste bisericii și cu care am rămas într-o legătură de prietenie. Și de câte ori îl văd pe un preot că mă salută, eu poate nu-l mai cunosc, dar îmi zâmbește cu acela zâmbet prietenesc, știu că a trecut pe la Sibiu și mi-a fost student. Iar în data Sfințitului vreau să-i mulțumesc pentru că a spus de comisia noastră de canonizare,
dar este un pion, este esențial acolo, important, poate chiar mai mult decât un pion, pentru că de fiecare dată când avem nevoie de alcătuirea unei rânduieli, nu doar a unui text mic, ci a unei rânduieli, îl dăm la control sau chiar l-am dat la refacere totală. Și s-a descurcat onorabil, mult prea onorabil. De aceea i-am mărturisit și mărturisesc public. M-am simțit obligat și bucuros că am putut să mă îndeplinesc această obligație de a sluji aici și de a-i spune în al preasfințitului și tuturor preoților și monahilor din, și credincioșilor din această arhiepiscopie, la mulți și binecuvântați ani. Concluzia concluziilor. Dacă nu, noi ne retragem mai întâi poporul credincios. Va primi Sfânta Anafră, în timp ce noi ne retragem către casa administrativ-culturală pe care am închinat-o Sfântului Rar Cosoftei și aceea trebuie binecuvântată pentru faptul că cei care cunoașteți ansamblul arhitectural al acestei eparhii s-a schimbat ceva în configurația lui, aceea că a fost necesară să întregim acest ansamblu cu o casă care este administrativă, culturală, se vor desfășura acolo mai multe activități, fie pentru cei adormiți, fie cele culturale, fie cele social-caritabile. De aceea, în mersul nostru către dezmântare, ne vom opri în fața acestei case, vom dezveli placa care s-a adăugat acolo, care marchează începutul acestei lucrări și, bineînțeles, vom face cele necesare, stropind cu apă sfinte și aghiazmă, rugând pe Dumnezeu ca, odată cu intrarea noastră a sfințiților slujitori și în așezământul acesta, să fie și sfinții îngeri care împreună cu noi și împreună să ne vezi bunătatea ta. Slavă lui Dumnezeu pentru toate și mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce ne-a oferit astăzi ca har special în contextul acestei sărbători. Vă rugăm aici. Fotografia. Că va rămâne antologică fotografia. Dați-vă mai în spate, când vă poate lua așa. Haideți!
afară. Arhimandritul Climent să dezvelească plata care marchează începutul acestei lucrări. Domnului să rugăm! Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru și-a bogat în mire și vizor de oameni, că la primirea vremii ai intrat în templu, în timpul nostru efemer, începând de prin încarcurata ajutorului a Fecioară Maria pentru a fi împlinitor și ai voinții Tatălui Celui nevăzut și hrănitorul de imunitate ca al sufletului și al tuturor noastră. Caută cu milostivirea asupra Sfintei a vrerii acestea care astăzi se aduce ție ale tale, dintre tale, prezentând așezământul acesta, închinat Sfântului Rardosofiei, ca pe o frandă sfântă și ca pe un semn al credinței și dragoste pentru tine și pentru toți cei ce iubesc bunăcuvința casei lui Dumnezeu. Orice tău îndurător și a toate veghetori caută cu iubire milostivă asupra tuturor acestui așezământ, precum și asupra tuturor celor care se vor împărtăși de bunătățile tale, ce vor fi împărțite semenilor noștri care caută pe noi ajutor și bunăstare sufletească și trupească în lumea aceasta plină de lipsuri și de primejdie. Așa precum odinioară împreună cu Sfinții Tăi Ucenici și Apostoli a intrat în templu din Ierusalim, curățindu-te toată necurăția, tot așa și acum intră împreună cu noi Sfinții Tăi Slujitori, în așezământul acesta sfințindu-l, binecuvântându-l și transformându-l în lăcaș al slavei tale. Fă, Doamne, ca pacea și liniștea și harul Tău să fie pururea prezente ca un mister nevăzut, ca o taină nevăzută într-un dânsul. Înmulțim și sporim bunătățile tale ce le pământești și cerești în așezământul acesta zidit în numele Tău. Umbre de bucurie și de veselie mienoase tuturor acelora care s-au ostinit la ridicarea Lui, precum și pe ale acelora ce vor primi aici învățături folositoare de suflet și ale celor ce vor primi și vor oferi hrană pentru cei lipsiți și neajutorați. Primește, Doamne Iisuse Hristoase, jertfa duhovnicească a celor ce vor săvârși în locul acesta a pomenie, pentru cei vii și pentru cei morți. Căci dumnezeiasca Scriptură ne îndeamnă să fim darnici cu pâinea și cu vinul la mormintele celor drepți și să nu lipsim de milă nici pe cei vii, nici pe cei morți. Dacă Tu nu te-ai silit, fiindu-te să intri împreună cu Sfinții Tăi Apostoli în casele oamenilor, unde ai prânzit sau ai cinat, îndemnându-i pe aceștia să ofere prin jertfa lor cele necesare vieții celor sărași și neputincioși, tot asemenea și acum să nu te fiești să intri în locașul acesta însoțind de chip nevăzut pe cei ce vor veni aici să facă pomeniri pentru cei trecuți în viața cea veșnică sau care să vor întruni aici prin alte trebuințe folositoare de suflet. Pentru aceasta, Doamne Iisus Hristoase, Mântuitorul nostru, în această binecuvântată zi ascultă rugăciunile noastre, pe care aducem din inimi smerite și vină cu harul preascătus, se sfințește așezământul acesta închinat Sfântul Ierarhosofiei, trimițând îngerii Tăi nevăzuți să se păzească de tot răul și toată bântuiala celor potrivnici. Iubire poporului cu necredincios care din iubire pentru tine a ridicat așezământul acesta, binecuvântarea și mila ta cea bogată, curățim păcatele și fără de legile lor. Auzi-ne pe noi din cerul cel sfânt al tău și trimite harul preasfântă Duh, să ne sfințească și sufletele noastre, așa cum ai sfințit și așezământul acesta. Acopere-ne pe noi cu mila bunătății tale, iar pe-a prea curata Maica Ta cea preacurată, dă-ne nouă să ne fie preaputernicului ea acoperământ peste satul și ținuturile acestea unde se preaslăvește Sfântul Tău și să vegheze pururi asupra tuturor celor ce se vor osteni aici, ca să ofere darul din darurile tale.
Nu părăsi Dumnezeu niciodată pe cei ce iubesc pe Tău, deși ca oamenii au greșit totuși, având credință pe Tine, prin noi nădăjduiesc să-și împlinească dorințele lor cele trebuitoase, ca să fim după voia Ta cea sfântă. Ca toți împreună să slăvim prea cinstit de mare cuvință numele Tău, împreună cu Cel, cu al Tatălui, Celui Preatotzitor și al Preasfântului de viață făcătorul Tău Duh, Cel purces din Tatăl, acum și pururea și în vecii vecilor. Așezământul acesta cu harul Preasfântului Duh prin stropire cu apă sfințită și prin ungere cu un delen sfințit în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și bine biruință bine credincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință bine credincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință bine credincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință bine credincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește spre poporul Tău.